Aproximativ 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă și canalizare. Chiar dacă trăim în secolul 21, unele gospodării iau apă din fântânile aflate la kilometri distanță. Și în acest caz, europenii vin să ne dea o mână de ajutor și investesc sute de milioane de euro pentru ca locuitorii țării să aibă acces la apă potabilă de calitate. În 22 de sate din raionul Leova, oamenii folosesc apa din fântâni. Este nevoie clar de construcția rețelelor de apeduct. Aceasta este problema principală. Aceeași situație o găsim și în orașele Cupcin și Edineț, acolo unde doar 6.000 de oameni au acces la apă potabilă. Pentru a extinde acest serviciu și în alte localități, sistemul de alimentare cu apă trebuie modernizat. Știm deja suma estimativă de care avem nevoie la Edineț și Cupcin, 53 milioane euro. Pentru reabilitarea și reconstrucția integrală a sistemului, adică stații de tratare, stații de epurare a apelor uzate, schimbarea rețelelor. În același timp, autoritățile spun că mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova are acces la un serviciu de alimentare cu apă și asta datorită numeroaselor proiecte și finanțări de sute de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană. Circa 60% sunt conectați la sisteme cu alimentare cu apă. Stăm mai prost la capitolul sanitație. Comparativ cu ceea ce se întâmpla 10 ani în urmă, astăzi multe sate au apă la robinet. Strategia de alimentare cu apă și sanitație prevede dezvoltarea acestui sector până în 2028, astfel încât fiecare cetățean al Republicii Moldova să aibă acces la apă potabilă.